Educația alimentară este esențială pentru a avea o viață sănătoasă. Specialiștii spun că adulții trebuie să aibă grijă de cei mici încă de la vârste fragede. O alimentație corespunzătoare este sinonimă cu o viață sănătoasă. Trebuie să consumăm de toate, dar fără a face exces. În primul rând, este vorba despre o alimentație variată. De aceea, traista cu sănătate are dungi divers colorate, pentru că trebuie să mâncăm din toate, cum ați spus și dumneavoastră. Nu trebuie să mâncăm numai pâine, cartofi sau carne, ci și legume, și fructe, și lactate. Exact, pentru că dungile acestea au niște dimensiuni și aceste dimensiuni corespund cu importanța lor în nutriția corectă a copilului, care trebuie să crească, care are nevoie de energie ca să se joace, să învețe și de asemenea să crească. Proiectul Traista cu Sănătate este susținut de către unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume. Compania a înțeles că produsele lor trebuie să fie în primul și în primul rând sănătoase, așa că își monitorizează gama de produse de la o zi la alta. Compania Nestlé, și pot spune asta ca reprezentant al companiei Nestlé, suntem foarte mândri și onorați să fim partenerii acestui program care a fost recunoscut ca cel mai bun la nivelul Uniunii Europene. Facem foarte multe eforturi pentru a promova o alimentație sănătoasă în rândul copiilor. Într-adevăr, avem și dulciuri în portofoliu, dar avem și produsele pentru nutriția copiilor mici. Avem și produse din ce în ce mai sănătoase. De exemplu, am lansat recent un produs fără zahăr. Reducem tot timpul zahărul din produsele noastre și pe lângă asta avem multe programe educaționale pe care le susținem, cum este și Traista cu Sănătate. Nu doar părinții au un rol important în educația alimentară a copiilor. Cadrele didactice sunt și ele implicate. Activitățile de educație pentru sănătate, de promovare a unor schimbări comportamentale și de stil de viață nu ar trebui să lipsească dintr-un sistem educațional al cărui produs îl dorim un tânăr informat, un adult pe viitor responsabil, capabil să ia decizii pentru sănătate. Și din acest punct de vedere, cu cât aceste deprinderi și atitudini sunt formate mai de timpuriu, cu atât șansele ca ele să fie integrate într-un sistem permanent și să determine ulterior chiar schimbări sociale sunt mai mari. Și din acest punct de vedere, rolul cadrului didactic încă de la vârsta preșcolară este unul major. Traista cu Sănătate nu este întâmplător colorată. Așa trebuie să fie și alimentația noastră. Într-o farfurie trebuie să găsim legume sau fructe de culori diferite. Este foarte important să asociem cât mai multe fructe și legume cât mai colorate în alimentația noastră zilnică. Chiar dacă par asemănători acești antioxidanți și vorbim despre efecte asemănătoare, ei sunt foarte diferiți ca mod de acțiune și fiecare acționează și protejează organismul în felul său specific. La întâlnirea de la Iași a fost lansată și o carte, Traista cu Sănătate în practică.